A început amorsarea magistralelor de furnizare a agentului termic. Primarul Mihai Chirica a anunțat că în portul Constanța a ajuns aproape jumătate din cantitatea de cărbune comandată. După analiza temperaturilor înregistrate în ultimele nopți și a previziunilor meteorologice pentru următoarele zile, municipalitatea ieșeană a decis derularea manevrelor de pornire a sezonului de încălzire 2022-2023, în urma întrunirii condițiilor prevăzute de lege în acest sens. Conform contractelor stabilite la nivel național, la CET 2 Holboca, Iași va fi produs agent termic, dar și curent electric prin cogenerare. Tariful de furnizare a gigacaloriei în Iași rămâne la nivelul anului trecut, respectiv 240 de lei pentru o gigacalorie. Primul lot de cărbune de aproape 60.000 de tone a intrat în Port Constanța. Mai sunt de făcut ceva formalități privind recepția și proveniența cărbunelui, după care el intră la descărcare și transport către Iași. Practic mai durează cel puțin o săptămână, dar între timp noi am început amorsarea instalațiilor de termoficare. Vom porni în condițiile în care se va cere pe gaze naturale. Avem în momentul de față un contract semnat pe furnizor de ultimă instanță cu furnizorul tradițional din regiunea noastră și vom amorsa instalațiile dacă temperaturile scad. Vor plăti la fel ca și anul trecut, ca și acum 5 ani de zile, deci nu există o modificare de tarif pentru gigacalorie. Va fi crescut prețul la gigacalorie, dar într-o manieră foarte rezonabilă ca să putem suporta cu toții, dar după ce avem avizul de la autoritatea ANRE, asta se va întâmpla probabil peste o lună de zile. Edilul Mihai Chirica a adăugat că în jurul datei de 1 noiembrie va fi pornit și CET 2 Holboca, dar dacă vagoanele cu cărbune vor ajunge mai repede, atunci operațiunea va fi devansată. Evident, cel mai devreme un nou preț al agentului termic, maxim 445 de lei gigacalorie, va intra în vigoare în luna decembrie. Raportat la consumurile din anii anteriori, aceasta înseamnă că ieșenii care locuiesc în apartamente cu o cameră ar putea plăti în medie 165 de lei. Pentru posesorii de apartamente cu două camere, agentul termic ar costa 200 de lei, iar la trei camere 319 lei. Luna ianuarie însă căldura va scoate din buzunarele ieșenilor sume și mai mari, având în vedere că temperaturile exterioare scad vertiginos. În anii trecuți, consumurile în această lună au variat între 0,52 și 1,03 gigacalorii, ceea ce înseamnă că la apartamente sub 30 de metri pătrați, costul căldurii va fi de 232 de lei. La două camere, căldura va ajunge la 376 de lei, iar la 3-4 camere, de 448 de lei. În februarie, prețurile ar fi următoarele: 190 de lei la o cameră, 223 de lei pentru două camere și respectiv 395 de lei pentru 3 sau 4 camere.